Ce este creația? Creația e suma tuturor gândurilor lui Dumnezeu, infinite la număr și pretutindeni fără limită. Numai iubirea creează și numai după propria ei asemănare. Nu a existat nicio clipă în care tot ce e creat de ea să nu fie existat și nu va exista nici clipă în care ceva creat de ea va suferi vreo pierdere. Gândurile lui Dumnezeu sunt în vecii vecilor exact cum au fost și cum sunt, neschimbate de-a lungul timpului și după încheierea timpului. Gândurilor lui Dumnezeu li se dă toată puterea pe care o are creatorul lor, căci el vrea să sporească iubirea prin extinderea ei. În felul acesta, fiul lui este părtaș la creație și trebuie de aceea să fie părtaș la puterea de a crea. Ce Dumnezeu a voit să fie de-a pururi una, va fi tot una când timpul se va termina și nu se va schimba pe durata timpului, rămânând cum a fost înainte de a se naște conceptul de timp. Creația este opusul tuturor iluziilor, căci creația este adevărul. Creația este Sfântul Fiu al lui Dumnezeu, căci în creație voia lui e deplină în fiecare aspect, făcând din fiecare parte o conținătoare a întregului. Unitatea ei e garantată de apururi neprihănită, de apururi conținută în sfânta lui voie, mai presus de orice rău posibil, de separare, de imperfecțiune și de orice pată posibilă pe nepăcătoșenia ei. Noi suntem creația, noi fiii lui Dumnezeu. Părem să fim distinți și inconștienți de veșnica noastră unitate cu El, dar în spatele tuturor îndoielilor noastre, dincolo de toate fricile noastre, există încă certitudine, că iubirea rămâne cu toate gândurile ei, siguranța ei fiind a lor. Amintirea lui Dumnezeu e în sfintele noastre minți, care își cunosc unitatea și uniunea cu creatorul lor. Să fie funcția noastră doar aceea de a lăsa să revină această amintire doar aceea de a lăsa să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ, doar aceea de a fi redat sănătății mintale și de a fi doar așa cum ne-a creat El. Tatăl nostru ne cheamă. Îi auzim vocea și iertăm creația în numele Creatorului ei, Sfințenia însăși, a cărui Sfințenie e împărtășită de propria lui creație, a cărui Sfințenie mai face parte din noi. Lecția 324 Eu doar urmez Căci nu vreau să conduc. Tată, tu ești cel care mi-a dat planul pentru mântuirea mea. Tu ai stabilit calea pe care să o apuc, rolul pe care să îl preiau și fiecare pas pe făgașul pe care mi l-ai desemnat. Nu mă pot rătăci. Pot doar să aleg, să mă abat un pic și apoi să revin. Vocea ta drăgăstoasă mă va chema mereu înapoi și îmi va călăuzi pașii în direcția care trebuie. Toți frații mei pot urma calea pe care îi conduc dar eu doar urmesc calea care duce la tine după cum mă îndrum tu și după cum vrei să merg. Să îl urmăm pe cel care cunoaște calea. Nu trebuie să zăbovim și nu ne putem îndepărta decât o clipă de mâna lui drăgăstoasă. Mergem împreună, căci îl urmăm pe el și tot el face sfârșitul sigur și ne garantează întoarcerea cu bine acasă.